Două proiecte care vor face istorie la Câmpul Lung au fost câștigate și iată că sunt puse în practică. Este vorba de restaurarea și consolidarea Mănăstirii Negru Vodă, proiect de categoria A, și restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a Bisericii Sfântul Nicolae Popa Savu, de categorie B, singurul la ora actuală din Argeș. Suntem conștienți și deplin responsabil de faptul că în acest moment scriem fiecare dintre noi și împreună în echipă scriem o pagină în cartea de vizită a Câmpul Lungului. În măsura puterilor noastre și în măsura priceperii noastre vrem ca această pagină să fie una de referință, asta ne dorim, pentru că noi am privit acest proiect și acest proiect nu se termină sau nu are în vedere numai lucrări de restaurare, de consolidare, de restaurarea picturii, de restaurarea mobilierului liturgic, de restaurarea vitraliului, de restaurare a picturii în interior, în exterior, inclusiv, dacă vreți, și ceasul din turn este, s-a avut în vedere în tot, un tot. Proiectul are în vedere toată biserica. Prin punerea în valoare a acestui monument istoric se urmărește creșterea numărului de vizitatori cu 15%, prin promovarea turistică, creșterea gradului de expunere prin digitalizarea acestuia și prin punerea la dispoziția turiștilor de suveniruri personalizate. Ce înseamnă tehnic realizarea acestui proiect? Vor fi lucrări de consolidare în afara și în interiorul bisericii, restaurarea elementelor de stucatură, restaurarea picturii murale realizate de Mișu Pop în stil semigotic. Ne-am tot gândit noi cum să punem în valoare această bijuterie a Câmpul Lungului, care este de fapt a treia de pe locul unde se ridică astăzi Biserica Sfântul Nicolae Popa Savu. Au mai existat, știm din istoricul ei, încă două biserici cu aceleași hramuri, Buna Vestire și Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae Popa Savu vine de la numele unui preot, Jupân Manole și Popa Constantin cel Bătrân, feciorul Popii Savu, protopop. Aceasta este o însemnare făcută pe mineiul lunii octombrie, tipărit la Râmnic în anul 1776. Actuala clădire a fost construită între anii 1860-1862 și sfințită la 16 martie 1868. Pictura a fost terminată, începută și terminată în același an al sfințirii, începută cu 4 ani mai devreme, și este făcută de Mișu Pop, un pictor realist care realizează picturile în mărime naturală ale sfinților din biserică. Durata de implementare a proiectului este de 34 de luni, iar valoarea proiectului se ridică la 4.800.000 de lei.